Tragedie în Suceava, un șofer de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul. Un alt tânăr a fost grav rănit. Accidentul a avut loc în Comuna Bogdănești. După ce a pierdut controlul asupra direcției de mers, șoferul s-a izbit cu mașina într-un cap de pod. Cei care au alertat poliția și ambulanța au fost martori la întregul accident cumplit. Imediat la fața locului au ajuns forțele de intervenție. La fața locului s-a constatat faptul că era vorba despre un autoturism intrat într-un cap de pod, din care au rezultat două victime, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență. Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani a fost preluat de către echipajul smurt, cu multiple traumatisme și ulterior transportat la spital. În impact, doi oameni au fost răniți. Bărbatul de 37 de ani a fost găsit inițial inconștient de către echipajele medicale, însă nu a putut fi salvat. Astfel, medicii au constatat decesul. Un alt tânăr de 20 de ani a fost preluat de către echipajul smurt și transportat la spital. O anchetă a fost deschisă în acest caz, iar în urma cercetărilor vor fi stabilite cauzele care au dus la producerea teribilului accident.